Caz șocant în municipiul Drobeta Turnu Severin. Un polițist local a ajuns la spital după ce a fost agresat în timpul serviciului. Conform anchetei, un bărbat căruia îi se ridicase mașina parcată neregulamentar l-a lovit cu pumnul în față. Incidentul s-a produs la orele prânzului, la periferia orașului, unde este situat locul unde sunt depozitate mașinile ridicate de poliția locală. Conform anchetei, un bărbat care venise să-și ridice mașina l-ar fi lovit cu pumnul în față pe polițistul local. Agresorul achitase taxele aferente, iar în momentul în care oficialul întocmea actele pentru eliberarea autoturismului, a fost atacat, prezentându-se mai târziu la o unitate medicală. În cursul zilei de 22 februarie 2022, în jurul orelor 12, în timp ce întocmea actele de restituire a unui autovehicul ridicat pentru staționare neregulamentară, un polițist local din cadrul serviciului circulație a fost agresat fizic de către contravenientul căruia îi fusese ridicat autoturismul. La fața locului s-a deplasat un echipaj SAJ care i-a acordat polițistului local primele îngrijiri medicale, acesta fiind condus la Spitalul Județean. Totodată au fost anunțate organele de cercetare din cadrul IPJ în vederea continuării cercetărilor sub aspectul săvârșirii faptei de ultraj. Cel mai probabil, bărbatul l-a lovit pe polițist, nemulțumit fiind de decizia acestuia de a-i ridica mașina parcată neregulamentar. Victima prezenta traumatisme la nivelul mandibular și la nivelul umărului stâng. Agresorul este în prezent deținut pentru fapta sa. În acest caz, a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea faptei de ultraj.